ești tu? Cum te mai simți? Ce mai trăiești? Ce mai simți? Nu sunt foarte bine aici. Din cauza Andrei? Te-a rănit atât de tare? Am fost rănit, dar am și înțeles-o. Am înțeles ceea ce a vrut să spună. Cred că acum a înțeles și ea. Da, ai înțeles, dar totuși i-ai spus ceva, Andrei. Da. Nu? Avem un material, îl urmărim amândoi, okay, și discutăm după aceea, da? Haideți să vedem. Okay. Le-am zis că m-am gândit să plec. Te gândești și la mine? Mă ieși pe mine în calcul. Dar uite, încă nu mă vor, nu vrei să reparăm asta? Ce se pare că afară nu ne-am fi fericiți împreună? Hai să rezolvăm chestia asta și să fim împreună. Și să ne bucurăm în fiecare zi. Nu trebuie să stăm neapărat în casa asta ca să fim fericiți. Dar nici nu trebuie să plecăm ca să fim fericiți. Dar eu nu mă simt bine aici. Ok. Înțeles. Faci asta pentru mine? Eu cred că le mai trebuie timp. Eu asta cred. Orice ar fi decizia am luat-o, eu unul nu mai rămân. Păi și cum o să fie viața noastră afară? Ne mutăm împreună? Da. Ok. Povestește-mi ce i-ai spus, ce ați vorbit, ce s-a întâmplat. Am ajuns la concluzia că am lucruri mai bune de făcut acasă, nu mai simt rolul aici. Și n-are rost să stau aici și să nu mă simt bine. Cred că e bine ceea ce fac și mi-aș dori să ies din această... Tu chiar vrei să ieși sau vrei doar să testezi pe Andra? Este foarte important. Pentru că și tu poți avea aceeași șansă să câștigi premiul și poate cu Andra sau poate cu altă fată, la un moment dat îți vei putea găsi pe cineva de care să te îndrăgostești și să formezi un cuplu și să... Adică șansele sunt în continuare, timp mai este. Ok. Poți să vorbești sincer, nu te aude nimeni în casă, este un plan al tău. Da? Da? Da. Nu mă aud cei din casă? Nu te aud cei din casă, suntem doar noi doi și publicul. Atât. Okay. Publicul va ști de planul tău. Ok. Vreau să îi mai acord o șansă a Andrei, vreau să fac un ultim test cu ea. Da. Pentru a ști și eu ce decizii să-mi iau pe mai departe în această competiție. Okay. Pentru că nu are rost să fiu mințit sau să trăiesc ceva ce nu există. Și mi-aș dori tare mult să știu dacă Andra într-adevăr are sentimente pentru mine sau nu. Și m-am gândit la testul ăsta ca să știm dacă chiar suntem suflete pereche sau e doar un joc pentru ea. Tu, sentimentele tale pentru ea sunt reale. Sentimentele, asta înțeleg de la tine. Sentimentele mele pentru ea sunt reale și sunt foarte intense. Și nu e sigur pe sentimentele... Stai așa puțin. Tu mi-ai spus că ai înțeles-o. Am înțeles. Și ai înțeles ce a spus ea și ce a încercat ea să facă. Crezi că îi diminuează sentimentele pentru tine acest lucru? Nu știu, sigur. Atâta timp cât toată lumea îmi spune o chestie și eu văd cu totul diferit lucrurile, da, aș vrea să văd, poate mă înșel, că poate sunt eu prea îndrăgostit și nu reușesc să văd real. Real. Ok. Poate e problema la mine, că nu reușesc. Ce vrei să testezi? Sentimentele ei sau să vezi dacă a înțeles ce i-ai explicat tu sau dacă s-a schimbat? Sau... Pentru că sunt foarte multe variante. Ea susține foarte mult că s-a schimbat și că a înțeles cât de important sunt pentru ea. Și vreau să văd dacă ea chiar a înțeles. Crezi că un om se poate schimba de la o zi la alta? Eu cred că o persoană ca ea se poate pentru că vrea. Așa mi-a dat de înțeles. Acum nici eu nu știu și eu sunt... Dacă... Acum s-ar putea să par puțin răutăcioasă, dar hai să fim realiști. Pentru cât timp? Asta vreau să aflu. Am înțeles. Asta vreau, deci, să... Tu vrei să mergi sigur că dacă e să fie și formezi până la urmă un cuplu cu ea, să fii sigur că dacă ajungeți să faceți nuntă împreună, să fie pe viață. Să fie real, să fie pentru toată... Pentru că eu simt, adică mi-am pus... Eu îmi rănesc foarte tare părinții în momentul de față. Am înțeles. Și vreau să, totodată, să înțeleg și eu, și poate o să înțeleagă și ei, și dacă nu e așa cum e, să nu mai stau să sufăr. Am înțeles. Aiurea. Bine. Am înțeles, ne gândim și vedem ce facem.